Deci, așa cum am promis și în lecția de ieri, începând cu data de astăzi, pe parcursul a unor ședințe recapitulative, ne vom readuce aminte la sfârșitul acestui an de unele părți pe care le-am învățat, unele părți pe care le-am învățat pe parcursul anului ce în curând se va încheia, pentru că încă o dată un jucător aflat la început de drum este bine ca să nu facă, mai ales în prima parte a pregătirii lui șahiste, să nu facă mari pauze care să îl ducă la tot felul de întreruperi și minusuri chiar în pregătirea lui șahistă. Deci, pentru astăzi voi face o lecție, o ședință pentru grupa întâia de începători, în care vom dezbate în prima parte o partidă celebră a lui Paul Morphy și în partea a doua acțiunea de șah asupra regiului advers. Evident că atât partida pe care vă voi arăta-o, cât și partea a doua a lecției sunt încă o dată, așa cum am mai precizat la începutul lecției, un fel de recapitulation, pentru că la o adică recapitularea este mama învățăturii. Deci să începem cu această partidă încă o dată foarte celebră în istoria șahului, de mulți considerată ca fiind chiar pe un onorant loc 2 în privința calității jocului practicat de către alb, mai precis de către Paul Morphy. Este jucată în 1858, deci acum o groază de timp în urmă, la Paris, în timpul unei pauze dintre două acte de la o operă, da? Și încă o dată la alb este Paul Morphy și la negru sunt doi jucători, mai precis Duque Brunswick și Cond y Sonor, evident un nume francez și un nume german. Cei doi jucând în tandem, cum s-ar spune, împotriva lui Paul Morphy și sfătuindu-se înaintea fiecărei mutări la cea mai bună mutare pe care pot să o facă pe tablă. Partida aceasta eu v-am mai arătat-o cu altă ocazie, însă este foarte util de revăzut și într-un fel chiar pentru a nu copia motamo ceea ce am mai spus, voi am încercat să vă fac puțin mai detailată și voi încerca să vă prezint mai detailată în mutările posibile care ar fi putut proveni la un moment dat pe parcursul partidei.
Deci, încă o dată la alb Paul Morphy, la negru Duque, Brunswick and Conde Isonor, Paris 1858, partita de la operă. Și albul începe cu mutarea tradițională E2-E4 și după E7-E5 calul de la G1 la F3. Negru adoptă aici o apărare care la ora actuală este mai puțin jucată la nivel înalt, mai precis apărarea Philidor, care constă în apărarea pionului din E5 cu pionul de la D7 la D6. Este o apărare care într-adevăr și în zilele noastre calculatorul a demonstrat că este jucabilă la negru, dar îți trebuie foarte multe cunoștințe și chiar jucându-o la nivelul cel mai înalt, tot ajungi într-o poziție relativ dificilă cu negru. De aceea, această partidă, în acest moment, la nivel înalt, a dispărut aproape în totalitate din practica marilor maestri. Deci pot spune cu certitudine că la nivel de mari maestri apărarea aceasta a fost abandonată de către negru. De obicei, negru preferând aici ori calce 6, care duce la italiană sau la spaniolă, ori calpe 6, care duce la rus. Dar încă o dată, în partida de față, negru adoptă apărarea Philidor de 7 de 6, de 2 de 4, joacă Paul Morphy. Și aici survine deja, de suntem la mutarea a treia a negrului și survine o inexactitate care va dispărea aproape cu desăvârșire în această poziție în partidele viitoare, negru jucând aici nebunul de la C8 la G4 și legând practic calul din F3 într-un fel parând amenințarea D4 ia pe E5, pentru că după D2 D4 albul ar avea două bătăi pe pionul din E5. La ora actuală calculatorul dă ca cea mai tare continuare pentru negru aici acest cal F6 și după D5 calia pe E4 nebun C4 pion C6 consideră această poziție mai bună pentru alb, dar jucabilă pentru negru. Revenind la partidă, însă, deci după D2, D4, duo care juca împotriva lui Paul Morphy, cu piesele negre, adică Duque, Brunswick și Conde Isonor sau Isonor, adoptă continuarea nebun G4 și după D4 ia pe E5. Acest schimb de pion în centru obligă pe negru să bată la F3. Evident că variantă de genul D6 ia pe E5, dama ia pe D8 cu șah, rege ia pe D8 și calea pe E5. Poziția aceasta este dezastruoasă pentru negru, care în
nici 10 mutări, pierde un pion și dreptul la rocadă, intrând practic într-un final fără speranță. De aceea, pentru a nu intra într-o astfel de variantă, negru, și pentru a nu pierde material, pentru că s-a mai încercat aici în poziții ulterioare variante de genul gambit, calce 6 și după e de 6 să joci damă de 6, dar astfel de variante sunt lipsite de realism. De ce să-i joci, să intri într-un final deja cu pionul minus la mutarea 10-a sau 11-a? De aceea, încă o dată, pentru a nu pierde pion aici, negru cedează și perchea de nebun cu nebunea pe F3 și după dama ia pe F3 poate relua la E5 liniștit, fără riscul și fără temerea de a mai pierde material. Deci D6 ia pe E5. Paul Morphy continuă simplu nebunul de la F1 la C4. Așa cum am discutat cu dumneavoastră la clasă, este bine ca fiecare mutare a dumneavoastră făcută în deschidere să fie o mutare de dezvoltare care să atingă cel puțin unul din cele trei scopuri principale ale deschiderii și să conțină și o amenințare. Deci cu cât mutarea respectivă de dezvoltare este și o mutare și amenințătoare, practic o mutare amenințătoare restrânge posibilitățile de răspuns ale adversarului. Mutarea amenințare evidentă a albului după nebun C4 este evident dama ia pe F7, celebru mat al școlarului. Și negru adoptă aici continuarea cal pe 6. O mutare de dezvoltare normală care oprește amenințarea dama ia pe F7, dar și își dezvoltă calul din G8 la F6. Mai poți încerca cu negru aici și damă F6, însă atât după mutarea din partidă, cât și după posibilitatea negrului de a juca damă F6, albul obține avantaj cu aceeași mutare damă B3. Deci chiar și la damă F6, continuarea damă B3 dă avantaj impunător pentru alb, dacă nu chiar decisiv în acest moment. Practic aici, pentru a nu pierde pionul din B7, pentru că dacă joci cal de 7, dai pionul din B7 fără niciun fel de compensație. Pentru a nu pierde pionul din B7, trebuie să-l muți, pentru că nu poți, evident, să-l aperi cu damă. Dama fiind angajată în apărarea pionului de la F7, care este atacat de bateria nebun damă, da? Dar și după B6 ar urma cal C3 și după cal E7, care împiedică aici cal D5. De exemplu, dacă nu e în considerare amenințarea cal D5 și jos, să zicem, nebun E7, după cal D5 te ia gaia imediat cu negru. Așa, dar încă o dată, chiar cal E7, cal B5, cal A6 și nebun G5. O continuare superbă, arătată într-adevăr de calculator în zilele noastre. Nu suntem convinși că gândirea lui Paul Morphy ar fi mers pe aceleași coordonate. Și
aici, după dama ia pe G5, nebunea pe F7, șah, rege D8, dama E6. Câștigul albului este asigurat, regele negru fiind prins și făcut mat în centrul tablei. Revenind încă o dată la partidă, care în aceste variante am încercat să vă arăt ce s-ar fi întâmplat la damă F6, revenind încă o dată la partidă, negru continuă aici cu mutarea mult mai naturală, într-un fel, pentru că, așa cum încă o dată v-am învățat în deschidere, pe lângă reguli mai există și niște sfaturi, sfaturi care pot fi încălcate, dar de obicei nu este bine să le încalci. Unul din aceste sfaturi se referă la momentul scoaterii damei în joc, care de obicei dama se scoate în joc în urma dezvoltării pieselor ușoare. De aceea cap F6 aici este o mutare mult mai naturală, însă la fel ca și la damă F6, Paul Morphy răspunde în partidă cu damă B3. Practic, realizând două bătăi pe pionul din F7, pe care efectiv dorește să le ia cu șah și mat la mutarea următoare, adică de genul B6, să zicem că aperi pionul din B7 și nu vrei să pierzi turnul din A8, urmează nebunia pe F7, rege D7, dama E6, șah și mat. De aceea, după ceva gândire, negru efectuează cea mai bună mutare aici, care constă în mutarea damă de 8-7. Ca o curiozitate, uitându-ne, de exemplu, dacă aveți o astfel de curiozitate, uitându-ne în datele statistice ale partidelor jucate în lume, la nivel de jucător mediu, această poziție s-a întâlnit destul de des și de obicei albul continuă aici cu dama ia pe B7, capturând acel pion. Însă acest lucru duce la ușurarea poziției negrului, care într-un fel, cu prețul doar a unui pion, scapă de problemele deschiderii după damă B4 șah. Damă ia pe B4 obligatoriu, nebunea pe B4 cu șah și după C3 nebune 7, hai să zicem cal de 2 și calul din B8 la D7, rocadă mică și rocadă mică. Poziția asta este într-adevăr mai bună pentru alb, care are efectiv un pion în plus fără nicio compensație pentru negru, dar negru poate rezista mult și bine de aici încolo. Revenind însă la partida pe care o analizăm, înțelegem modul de gândire al lui Paul Morphy, care într-un fel a fost un jucător care a trăit într-un timp care nu era al lui, ca să spun așa. De obicei, forța lui Paul Morphy era mult mai puternică decât a contemporanilor săi. Și el ar fi putut, pot spune, face față cu succes
jucătorilor de șah din anii 30, 40, 50 chiar ai secolului viitor, adică al secolului 20. Practic, Paul Morphy a fost primul jucător care a înțeles importanța dezvoltării pieselor, cu rapiditatea dezvoltării pieselor în deschidere. A fost primul jucător care a înțeles importanța, deci, a tempourilor și a modului de atac a regelui advers. Și iar el aici preferă să nu câștige acel pion și să pun accent pe dezvoltarea pieselor proprii, jucând evident calul de la B1 la C3. Acum acest damă B4 este o gafă de proporții, pentru că după nebun pe 7 șah ești pierdut. Și cu mutarea simplă cal C3, care închide diagonala E1-A5 și împiedică acel damă B4 eliberator, într-un fel, pentru negru, care ar fi schimbat damele, rămâne problema pionului din B7, care este neapărat. Din nou, cei doi adversari după ai lui Paul Morphy, după ceva gândire, joacă într-un fel cea mai bună mutare, C7, C6, apărându-și pionul de la B7 cu dama de la E7. Vedem însă în acest moment că dama asta începe să fie puțin supraîncărcată, ea având ca obiective de apărat atât pionul de la F7 cât și pionul de la B7. De ce spun că această mutare, pionul C7-C6, este cea mai bună mutare? Pentru că dacă joci aici B7-B6, jocul albului decurge și mai natural și atacul lui prinde o viteză deosebită după, să zicem, nebun G5, urma de cal D5. Cel puțin cu acest C7-C6, negru interzice apariția vreunei piese albe pe câmpul D5. Da? Deci ține sub control câmpul D5, putând la, adică, spera la un fel de eliberare a poziției în care a ajuns. Paul Morphy continuă natural aici cu nebunul de la C1 la G5. Observăm, aceasta este o caracteristică a jocului lui Paul Morphy, care tot timpul pe parcursul unei partide își întreba, ca să spun așa, piesele ce fac. Adică dacă ele luptă sau dorm în păpuci. Deci nebun C1 G5 este o mutare care dezvoltă ultima piesă ușoară. Amenințările deja devin teribile aici pentru negru, care pe lângă faptul că are o lipsă în dezvoltare, are și o damă foarte prost amplasată la E7, care împiedică nebunul de la F8 să iasă la luptă și regele negru să scape din centrul tablei. Din
De exemplu, o simplă amenințare aici ar fi nebunea pe F6 și după dama pe F6, dama ia pe B7. Dar poate să fie și simplu rocadă mare, evident, care ar fi mult mai bună. Și după, din nou, după ceva gândire, cei doi adversari al lui Paul Morphy continuă aici cu B7, B5. O mutare de a încerca să elibereze poziția negrului. Negru gândindu-se, evident, că albul va fi nevoit să-și retragă acel nebun, a cărui valoare este de 3 pioni, da? Și va avea timp să își ducă la îndeplinire planul de dezvoltare. Și într-adevăr, de exemplu, dacă joci aici, să zicem, nebune 2, după cal de 7, poți să-ți dezvolți acest cal pentru că ți-a dispărut problema pionului de la B7 ca țintă de atac pentru dama albă. Într-adevăr, albul are în continuare poziție superioară, dar încet, încet, negru poate spera la o scăpare din cleștele în care a fost strâns. Aici însă Paul Morphy efectuează un sacrificiu, un mic sacrificiu, cedând calul din C3 pe 2 pioni negri. Deci este într-adevăr un mic sacrificiu, pentru că el practic cedează un punct numai și numai pentru a deschide poziția în centrul tablei și a maximiza a maximiza activitatea pieselor proprii. Deci urmează calea pe B5, după ce B5 nebunea pe B5 cu șah. Calul din B8 la D7 și rocadă mare. Poziția rezultată este foarte, foarte instructivă, catastrofală într-un fel pentru negru, care deși are o piesă ușoară pe 2 pioni, este distrus pur și simplu. Amenințarea evidentă a albului aici, de exemplu, este turnea pe D7, poate să fie și nebunea pe F6, poate să fie și nebunea pe D7. Deci observăm două legări de cai negri, o legare totală a calului din D7 și o legare parțială, dar la fel de valoroasă, a calului din F6. Un rege prins în centrul tablei, care practic așteaptă atacul final al pieselor albe, care, deci practic tante pe mandă aici, săracul negru n-are decât o mutare la dispoziție pe care el o efectează, cei doi jucători care jucau împotriva lui Paul Morphy o efectează, aceasta fiind turnul din A8 la D8. Urmează însă, deci după turn A8 D8, din nou urmează un nou sacrificiu al lui Paul Morphy, de calitate de data aceasta, asta numai și numai pentru a-și aduce și turnul din H1 cu tempo la atacul final. Este, deci, încă o dată, în acest moment eu la elevii mei le spun așa: Paul Morphy și-a întrebat piesele: ce faci? Ce faci, nebunule? Ne mai pomeni de bine, atac piesele adverse. Ce faci, nebunule? Ne mai pomeni de bine, atac piesele adverse. La fel și dama, la fel și turnul. Dar când întrebi acest turn de la H1, ce faci, turnule? Lasă-mă în pace că dorm.
Și evident că Paul Morphy zice, nu mai dormit un păpuci, urmează simplu turnea pe D7. Evident că nu poți să bați decât cu turnul, de aceea ai și făcut mutarea turnului de la 8 la D8. Dar acum urmează, apare pe tablă o altă legare totală, de data aceasta de turn, care permite albului să-și aducă cu tempo ultima piesă care albă care nu participa la atac, mai precis turnul din H1. Deci turnul din H1 la D1. Practic aici negru nu mai are scăpare. El mai încearcă mutarea damei 7-6, utilă din multe puncte de vedere dacă n-ar exista combinația finală care încheie strălucit această partidă. De ce spun că utilă din multe puncte de vedere? Pentru că propune albului un schimb de dame care ar fi fost foarte avantajos pentru negru, pentru că își dezleagă acel cal de la F6 în spatele lui, nu mai existând nicio damă neagră, și din nou pentru că își eliberează diagonala nebunului de la F8, care odată ieșit afară și cine știe în ce miracole, cu nebun de 6 urmat de rocadă mică, poziția ar fi căpătat alte accente, mai ales având în vedere că din punct de vedere material în acest moment negru are armata mai mare. Urmează însă combinația finală strălucitoare gândită de Paul Morphy aici, care începe cu nebunea pe D7, practic șac și damă, deci ești forțat, vrei nu vrei, să bați cu calul, da? Dacă bați cu dama, ți-au dama. Dar după calea pe D7, mutarea briliant care încheie strălucit o partidă considerată de majoritatea analiștilor în ale șahului ca fiind cea mai bună partidă jucată de către Paul Morphy în întreaga lui activitate. Deci urmează damă pe 8 șah, numai și numai pentru a îndepărta acel cal de la D7 de pe coloana D, el fiind un adevărat, în acest moment al poziției, fiind un adevărat dop împotriva lui turn de 8. Deci damă B8, șah, calea pe B8 și turn de 8, șah și mat. O partidă strălucită de la un cap la altul. Care încă o dată mulți comentatori și mulți analiști în ale șahului o consideră ca fiind a doua cea mai faimoasă partidă de șah din toate timpurile, așa scurtă cum a fost ea ca și număr de mutări de șah efectuate pe tabla de șah. Trecem la al doilea și ultimul capitol al prezentei lecții, care constă în conceptul de a da șah și a primi șah la rege. Pentru aceasta voi deschide un alt program, mai precis acest Chess Master 10, un program mai bătrâior, ca să spun așa, dar din punctul meu de vedere foarte util pentru începători, pentru că dacă știi să te uiți în el și să cauți
ceea ce te interesează, găsești cam absolut orice idee ce poate surveni într-o partidă de șah. Deci, capitolul cu care încheiem lecția de astăzi, încă o dată reprezintă modul de a da șah. Începem cu această poziție simplă. Observați că, de exemplu, pentru a fi totul mai ușor pentru cel care rezolvă problemele respective, cum este cazul aici, albul nici nu are regele pe tablă. Deci unii șugubăți ar putea spune că poziția este ireală și ilegală pentru că albul nu are rege pe tablă. Nu acesta este scopul acestui capitol. Scopul acestui capitol este să învățăm în primul rând cum să răspundem la șahurile adversarului, mai precis cele posibilitățile pe care le avem la dispoziție când primim șah de la o piesă adversă, și de asemenea să învățăm să ne uităm tot timpul când suntem la mutare, da? Ca prim lucru după șahuri. Pentru că cine știe prin ce miracol s-ar putea ca șahul pe care îl avem la dispoziție la un moment dat într-o partidă să fie chiar șah și mat. Deci aici calculatorul ne întreabă că negru este la mutare și cum scapă el de șahul damei albe. Evident că vom face mutarea nebunul de la G1 la H2. Să nu vă sperie răspunsul calculatorului în acest moment. Correct. Dăm la următorul. White to move. Put your opponent into check. Albu mută și să dăm șah la regele negru. Evident că singura piesă cu care putem da șah regele negru este turnul alb, deci avem turn E8. That's correct. Sunt relativ ușoare astfel de exerciții, încă o dată, care au rolul în primul rând de a ne insufla acel mod de agresor, pentru că, așa cum am spus la elevii mei, într-o partidă poți să fii lup sau oaie. Sper ca toți elevii să înțeleagă că este bine să fii într-o partidă lup și nu oaie, adică atacator. De exemplu, evident că aici mutarea turn E8 șah este o mutare la o adică greșită. Dar nu acesta este încă o dată sensul întrebării puse de către calculator. Chiar dacă este greșit, șahul acesta trebuie luat în considerare și calculat pe parcursul unei partide. De ce este greșit? Pentru că pur și simplu turnul acesta poate fi capturat de către nebunul negru de la B5. Dar întrebarea calculatorului a sunat scurt și clar. Pune regele negru în șah cu o piesă albă. Asta am făcut. White to move. Play the move which stops check. Ce mutare face albă aici pentru a scăpa de șahul damei negre? Evident, rege C2. That's right. White to move. Put your opponent into check. Albul la mutare pune regele negru în șah. Aici observăm că avem trei posibilități.
Și într-un fel aici apare, ca să spun așa, greutatea în șah când ai mai multe posibilități la dispoziție și tu trebuie să o alegi pe cea mai bună. Deci nu poți să dai șah la regele negru decât cu dama albă. Pentru acest lucru n-ai decât 3 câmpuri la dispoziție, mai precis câmpul C3, câmpul D4 și câmpul H6. Evident că singurul câmp disponibil, de fapt, pentru un șah în urma căruia să nu pierzi material, este dama That's H6. right. De exemplu, dacă dau White înapoi, to move. White to move. Put your opponent into check. nici n-am încercat, dar sunt tare curios să văd ce zice la dama D4, de exemplu. Uitați ce spune, că este o mutare mai bună pe tablă. Încercăm încă o dată, dăm în yes și facem mutarea corectă. Dama That's right. H6. White to move. Play the move which stops check. Din nou, albul este la mutare. Este în șah de la turnul negru, care suplimentar atacă și nebunul din G7. Așa cum am învățat la clasă, în momentul când primești șah, de exemplu, de la o piesă cu rază lungă de acțiune, cum ar fi turn, nebun, damă, ai trei posibilități să încerci să bați piesa respectivă care îți dă șah, să fugi sau să interferezi șahul piesei care îți atacă regele propriu. Aici mutarea corectă pentru a nu pierde nebunul din G7, pentru că efectiv ultima mutare a negrului, deși nu pot să-mi închipui care a fost ultima mutare a negrului, dar totul este pentru exercițiu. Negru, pe lângă faptul că atacă regele de la C4, atacând și nebunul de la G7, singura posibilitate pentru alb pentru a nu pierde nebunul din G7 și a scăpa de șah este efectiv That's nebunul correct. D4. Black to move. Put your opponent into check. Negru la mutare pune regele advers în șah. Destul de simplu asta. Te uiți efectiv la piesele pe care le ai pe tablă cu negru și observi după o simplă analiză că singura piesă care poate să dea șah regelui alb este dama neagră, care mai și capturează un pion. Deci dama ia pe That's C3. correct. Continuăm mai departe. Deși calculatorul este clar că ne prezentând un nextul nu mai are chef să analizeze această poziție, dar continuând această poziție ne dăm seama cu ușurință că de fapt albul aici nu pierde un singur pion. Ori pierde doi pioni pentru a nu pierde dreptul la a face rocadă, ori trebuie să mute din rege și pierde un pion și dreptul de a face rocadă. Pentru că dama de 2 nu ar merge, turnul din A1 rămâne neapărat. Deci, practic, aici, din punctul de vedere al albului, albul are doar două mutări la dispoziție, cal de 2 sau rege F1. Cal de 2 duce la pierderea pionului din E5, rege F1 duce la pierderea dreptului de a mai face rocadă, deci greutăți pentru alb în protejarea regelui propriu. White to move. Play the move which stops check. Este o mutare simplă. Albul este la mutare, este în șah de la calul negru. Deci încă o dată ne uităm.
Putem bate calul negru? Nu. De obicei, când primești șah de la un cal advers, nu mai ai la dispoziție decât două posibilități. Adică nu de obicei, tot timpul. Când primești șah de la un cal advers, nu ai la dispoziție decât două posibilități față de cele trei posibilități pe care le ai când primești șah de la o tură, o damă sau un nebun advers. Posibilitatea care dispare când primești șah de la un cal advers este aceea de a interfera o piesă proprie între piesa adversă care îți dă șah și regele propriu. Pentru că efectiv nu ai ce să interferezi între un cal advers care îți atacă regele propriu. Deci, când primești șah de la un cal advers, n-ai decât două posibilități. Ori să bați calul advers, ceea ce nu este cazul aici, ori să fugi. Dacă nici fuga nu este posibilă, să zicem că ar mai fi fost un cal negru la G4, poziția ar fi fost de șah și mat pentru negru. Având în vedere însă că nu există niciun cal negru la G4, albul are la dispoziție rege You got it right. H2. Următoarea poziție. Black to move. Put your opponent into check. Ne cere nouă calculatorul aici să dăm șah regelui alb cu o piesă neagră. Din nou, posibilități care ne pot duce la căi greșite, cum s-ar spune, pentru un începător, evident. Dar aceste lucruri trebuie învățate de la primii pași în șah. Trebuie neapărat ca un elev să învețe de la primele lecții că șahul este un sport ce are aproape pe tot parcursul lui posibilitatea de a alege căi diferite, unele căi din aceste căi diferite fiind greșite și altele bune. Și tot șpilul, ca să spun așa, este acela de a alege calea corectă. De exemplu, aici turn de 2 este o mutare de șah care răspunde întrebării negrului, însă dacă o faci, vedem că domnul calculator zice că există o mutare mai bună și dacă mai încercăm o dată. Evident că turn de 2 este o gafă de proporție aici. De fapt, mutarea câștigătoare este aici un șah de cal. Dar încă o dată trebuie să ne uităm corect la acest șah de cal, pentru că și acest cal are două posibilități de ataca regele alb, mai precis la C4 și la D3. Și bunul simț, zic eu, ne arată nouă că o mutare de genul lui cal C4 trebuie imediat îndepărtată din calculul nostru, pentru că ar însemna pierderea degeaba acelui cal. Plus, acest cal de 3 reprezintă șah și That's right. tură, adică efectiv o furculiță de cal. Mai facem până la 20. Hai să mai facem pentru lecția de astăzi. Black to move. Play the move which stops check. Negru mută. Este în șah de la dama albă. Dama albă este apărată de către din spate de către pion, deci negru nu poate captura acea damă. Asta înseamnă că neputând nici să introducă ceva între dama albă și el ca piesă, nu mai are la dispoziție decât fuga, mai precis regea 8. Correct. Și evident că partida poate continua
într-un mod chiar hilar, se poate spune. De exemplu, albul trebuie să fie atent aici. Într-adevăr, el are la dispoziție mat în două mutări, de 7 urmat de 8 încă o damă sau turn. Dar, de exemplu, dacă face greșeala să bată cu dama pionul de la B6, survine imediat o poziție de pat cu remiză nesperată de către negru. White to move. Put your opponent into check. Albu mută. Pune regele negru în șah. Din nou o poziție care ascunde mai multe posibilități și trebuie să fii destul de atent. Acest final, care pare egal la prima vedere, te uiți prima dată fiind la mutare la șahurile pe care le ai la dispoziție, evident că acest turn C6 sare imediat din schemă, pentru că există un pion negru la B7, dar îți sare și nebun H4, foarte tentant acest șah cu așa zis atac liniar, pentru că în spatele regelui negru se află turnul la D8, dar nebun H4 este o mutare imposibilă pentru alb, care ar pierde nebunul și ar fi mâncat de calul din G2. De asemenea, nebun D4, deși este șah, este o mutare greșită, pentru că acel câmp de la D4 este păzit, pot spune, de către turnul din D8. Deci, practic, singurul șah pentru alb. Asta nu înseamnă că acest șah este cea mai bună mutare a acestei poziții, dar pentru a răspunde la cerințele calculatorului, mutarea este acestei E5. Următoarea poziție. White to move. Play the move which stops check. Foarte ușor. Suntem în șah de la dama neagră. Primul lucru la care ne uităm, mai ales că nu avem unde fugi, nu avem ce băga între regele propriu și dama neagră, primul lucru la care ne uităm este capturarea damei neagre cu turnul nostru de la C5. That's correct. Black to move. Put your opponent into check. Și ultima poziție pe ziua de azi. Negru la mutare pune regele advers în șah. Din nou avem mai multe posibilități. Când avem mai multe posibilități, avem inclusiv mai multe posibilități de a greși. Pentru că poți să dai șah cu turnul de la E8 la E2 greșit. Acel turn ar fi pierdut degeaba. Poți să dai șah cu dama de la B5 la D5 greșit. Câmpul D5 este acoperit de dama din albă din D2. Poți să dai șah cu dama neagră de la B5 la C6. Din nou greșit, pentru că acel câmp de la C6 este protejat și acoperit de turnul alb de la C2. Asta înseamnă că singura posibilitate pentru noi cu negru pentru a îndeplini și cerințele întrebării negrului este acest damă B7. That's right. Bun, atât pentru astăzi, pentru grupa întâi. Sper să
nu vă simțiți nici ofensați, eventual, ca elevi ai grupei întâi, că facem aceste mici recapitulări de sfârșit de an. Și cu atât mai mult sper din tot sufletul să nu simțiți că aceste lecții sunt dificile. Bun. Vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere! Puf, puf, ieși.